Și o familie din județul Cluj a rămas pe drumuri după ce casa lor a fost distrusă de un incendiu puternic. Flăcările au cuprins inițial acoperișul bucătăriei de vară, însă s-au răspândit imediat și la restul locuinței. Proprietarii nu erau acasă, iar vecinii au văzut cu greu norul de fum, așa că oamenii nu au mai putut salva nimic. Pompierii au reușit în cele din urmă să controleze focul, astfel încât flăcările să nu ajungă și la grajdul gospodăriei, după o intervenție dificilă de peste o oră, incendiul a fost lichidat. Pompierii urmează să stabilească în cursul zilei de astăzi de la ce a pornit totul.